Slujirea nu este neapărat, un semn că omul care slujește și care zice că îl slujește pe Dumnezeu este mântuit. Aduceți-vă aminte de Saul, înainte de convertire, înainte de a deveni apostolul Pavel. Avea o râvnă extraordinară. Credea că îl slujește pe Dumnezeu. Și totuși, slujirea lui nu era după voia lui Dumnezeu. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, în ziua de astăzi. Câți slujitori nu se ridică în numele Domnului spunând că îl slujesc pe Dumnezeu, dar îl slujesc pe Dumnezeu, adică se slujesc pe ei înșiși, de fapt, crezând și spunând că îl slujesc pe Dumnezeu. Pentru că din moment ce îl slujești pe Dumnezeu după regulile tale impuse de tine, asta nu mai înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Slujirea lui Dumnezeu trebuie să se facă după regulile și după legea lui Dumnezeu. Nu după cum gândim fiecare dintre noi.